vorba de domnul Cătălin Pintea, care anul trecut înainte de alegeri a atacat conducerea organizației județene, pe mine personal, Partidul Național Liberal, fiind nemulțumit de un alt, nemulțumit de lui, raportându-se la hotărârile biroului politic municipal și județean. Nu am procedat la excluderea lui atunci, pentru că am considerat că nu e momentul. Sper să am înțelepciunea să nu fac nici de acum încolo. Dar, sub nicio formă, nu pot susține ca un om care a primit funcția de vicepreședinte la municipiu, după doar câteva luni după ce a intrat în Partidul Național Liberal, și care a renunțat la această funcție, pentru că așa a avut, cu care i s-a oferit și funcția de președinte interimar la Tineret pe municipiul Suceava, și n-a reușit să facă organizația, să îi se ofere de cineva funcția de președinte la Tineret pe județ, în condițiile în care a refuzat și n-a făcut treabă atâta vreme cât a avut două funcții importante, zic eu, pe care nu a reușit să le onoreze. Nu știu care este motivul, dar asta e. Și nu voi susține sub nicio formă ca acest tânăr domn, guraliv de felul lui, să țină în continuare funcția de președinte al organizației de tineret, pentru că există un statut al Partidului Național Liberal care spune că acest atribut de propunere a președintelui la tineret aparține biroului județean, după care organizația Tineret Națională, prin congres, o conferință, să îl valideze sau nu pe acest. Propunerea organizației județene a fost alta. În momentul de față, lucrurile sunt foarte clare. Un om care nu și-a făcut treaba în toate funcțiile pe care le-a primit până acum cadou de la Partidul Național Liberal, colac peste pupăză, a și atacat hotărârile din cadrul partidului în conferințe de presă sau în presă, în două articole denigratoare Partidul Național Liberal, putea fi eliminat din cadrul Partidului Național Liberal. N-a făcut-o nici atunci, probabil, nu știu, am să mă mai gândesc, nu știu dacă o să fac această propunere nici acum, dar sub nicio formă nu putem recompensa pe cei care, în timp ce marea majoritate luptau pentru câștigarea alegerilor, domnia sa, de articole denigratoare în presă, chiar înainte de începerea campaniei electorale la urmă.